Expoziție mai puțin obișnuită la Bistrița. Artistul Andrei Pandea Antonescu a expus 6.000 de figurine din lut reprezentând fețe de oameni. Expoziția are ca scop evidențierea faptului că oamenii, oricât ar fi de diferiți, trebuie să conviețuiască în pace și înțelegere. Artistul Andrei Pandea Antonescu a creat manual o comunitate de 6.000 de pitici. Fiecare dintre aceste chipuri de lut reprezintă un mod de a fi a fiecăruia dintre noi. 200 dintre pitici sunt vopsiți în diferite culori, evidențiind astfel persoanele cu dizabilități. Expoziția a avut loc în aer liber, în centrul orașului, putând fi vizitată de către toți curioșii care au trecut prin zona centrală. Unul dintre curioși a fost chiar primarul municipiului Bistrița, care a rămas plăcut impresionat de ceea ce a văzut. Sunt incredibil de expresive pentru numărul de bucăți care au fost făcute. Și când te gândești că au lucrat la ele foarte puțini oameni, pare incredibil că au reușit să realizeze atâtea figurine. Această expoziție face parte din sărbătoarea anuală a zilelor Liceului de Artă Corneliu Baba. A fost derulat și un tambur de hârtie pentru desen pe care a tras primele tușe pentru Bistrița Verde primarul municipiului Teodor Ovidiu Crețu. Apoi, elevii artiști s-au pus pe lucru cu paletele de culori. Astăzi am deschis pe zona centrului istoric a Bistriței, din nou zilele Liceului de Arte Plastice Corneliu Baba. În mod tradițional, aceste zile începeau cu desfășurarea unui sul de hârtie pe care elevii noștri pictau. Acum, în mod special, am început și o expoziție de pictură realizată de Andrei Pandea Antonescu. O expoziție realizată dintr-un număr incredibil de lucrări de ceramică, foarte multe, greu de numărat, greu la număr. De fapt, ele au populat, ca să spun așa, tot ansamblul Sugălete dintr-un capăt în altul. Artistul bistrițean a vrut să transmită oamenilor prin lucrarea sa că toți suntem diferiți, dar trebuie să trăim în unitate și înțelegere, iar persoanele cu dizabilități se află și ele în mijlocul nostru. Motivul pentru care artistul s-a apucat de această lucrare uriașă a fost chiar fiul său de numai 3 ani, care suferă de diabet și este dependent de insulină. Proiectul a fost conceput după ce fiul meu a fost diagnosticat cu diabet. 6 luni de zile. De 6 luni de zile a fost nevoie pentru realizarea întregii lucrări. Inițial proiectul a fost conceput doar pentru copiii cu diabet din Cluj, dar puțin am amânat acea expoziție pentru copiii cu dizabilități în general. Trecătorii au fost de-a dreptul impresionați de ceea ce au văzut și spun că este pentru prima dată când au întâlnit așa ceva. Ați mai văzut așa ceva până acum? E unica care am văzut așa ceva și credeam că cei 6.000 de pitici vor fi expuși spre vânzare în München, Germania, iar banii strânși se vor depune într-un cont special creat pentru copiii cu diabet. Piticii au fost lucrați manual din 2 tone de argilă și au fost gata de creat după 6 luni de muncă. Demersul lui Andrei Pandea este susținut de organizația non-guvernamentală Hog Mettersdorf, înființată de Katrina Harosa din Köln, având membrii din Germania și România, scopul fiind de a ajuta pe cei cu probleme grave de sănătate.